azi am fost la Digi să vorbim despre bugetul vieții și despre, mă rog, cum s-a manifestat dezbaterea bugetului. Deci nu există parlament mai penibil decât ăsta actual. Mă rog, există. Dar vedeți, noi tot am sperat ca proștii că dacă avem aport de oameni noi în parlament, se schimbă ceva. Și acum avem. Avem USR plus AUR, avem trei partide, bă, noi, adică nu au vechime, sunt așa de o tură pe aici. În schimb, ce am văzut noi acolo? Am văzut niște lepre de hoți de buzunare, așa le zic, ăștia care votează la două cartele, care acoperă nesimțirea unor oameni. Deci, cred că ar merita făcut un serial cu moacele celor care n-au fost în sală când s-a votat bugetul și care și-au lăsat cartele la colegi. Adică ăla trebuie dat la televizor la modul: bă, nene, te-am trimis în parlament pentru 7-8 chestii ale noastre, bă, fă-le măcar pe alea, mă, stai dreacu și votează când e ceva important, încearcă să nu dormi ca goțiu, încearcă să nu transmiți mesaje greșite la nivel internațional. Nici nu-i greu să fii parlamentar, adică orice dobitoc poate deveni parlamentar, dar trebuie să fii un dobitoc cu bun simț. Sunt aparate, oameni, scheme care fac toate lucrurile. Tu trebuie doar să pari, să faci baie, să pui un costum pe tine și să nu fii nesimțit. Ori noi acum avem niște nesimțiți. I-am văzut și pe terminația 2 de Orban și cu altul, cu glumele lor, cu 69. Domnule, bă, voi ați văzut ce libidinoși erau când vorbeau? Adică sunt doi mocofani, mitocanii, se zice, unui băiat de la oraș care se poartă nepotrivit cu o femeie. Bă, ăștia sunt mocofani. Ăștia sunt de le curge din gură. De nu-și nimeresc palmele când aplaudă. La nivelul ăsta personal, știi? Deci, pentru ei sexul și temele sexuale sunt... Deci, oligofren direct. Nu mai zic că în sala aia sunt cel puțin 100 de femei. În Parlamentul Românist, 100 de femei care n-au chef sau cum te hăhăi tu ca un sudor care vorbește cu vecinul lui lăcătuș după ce s-au îmbătat muci cu țuică proastă. Deci glumele alea au făcut mult mai rău decât își imaginează Orban și cu băiatul altul. Și toți proștii din sală care au râs așa: deci, bă, sunteți voi de sufletul vostru de distruși. Faptul că o poziție sexuală vă face să vă purtați așa, bă, spune ceva și despre ce știți voi să faceți cu sexul vostru sau al altuia. Adică o rușine. Dar nu asta, uite, treceam și peste asta. Treceam și peste hăhăile acestor mocofani de căcat dacă făceau una din două chestii. Măcar un parlamentar român. Bă, unul de sămânță, un cel mai prost dintre ei, dacă făcea asta, eu ziceam: lasă-mă că merge și așa. N-am auzit un parlamentar să zică: bă, eu sunt din Boldeș-Căieni, localitatea mea nu are trotuare, că așa avem noi primarii la Boldeș-Căieni de căcat, toată istoria localității din primari de căcat, și am vorbit la Consiliul Județean, m-am uitat pe bugetul primăriei, ne trebuie 1.000.000 de lei, avem noi 700.000, vrem în bugetul de stat 300.000 investiții la Boldești să facem trotuare. Bă, unul să fi fost așa și să se poziționeze așa public: eu sunt din Boldești, pe mine m-au ales oamenii din Boldești, să se facă trotuare la Boldești. Nu. Niciun. Nici măcar one fucking banana de unde ăsta n-a fost. Al doilea mod în care scuzam mizeria aia, era cel în care găseam un parlamentar care s-a uitat pe presa internațională mai mult de 5 minute. Și unul care să fi zis: nu vă supărați, filozofia acestui buget e identică cu cea de anul trecut, ori lumea s-a schimbat în 2020, da, avem pandemia vieții și cred că ar trebui să facem niște schimbări structurale și cred că România s-a văzut în perioada asta că e vulnerabilă la niște chestii, așa că eu propun să finanțăm una bucată fabrică măști, una bucată fabrică ventilatoare, una bucată fabrică a paturi de terapie intensivă, una bucată
nu știu, fabrică de făcut scări rulante pentru mașinile de pompieri. Una bucată fabrică de transformat tiruri în secții ATI mobile. O fabrică de semiconductori, o fabrică de microchipuri, o fabrică de morții măsii. Bă, s-au întâmplat atâtea în ultimul an, iar lumea s-a întors atât de mult pe dos, încât trebuie să fii un imbecil patologic, cum sunt de fapt parlamentarii noștri, toți, ca să poți să faci un buget exact ca anul trecut. Bă, deci n-ai cum, nu ai cum. Nu mai zic că acum, Doamne, deci îmi stă inima loc când mă gândesc la povestea de la Bacău. Acum, pe ultima sută, introduceam un amendament să alocăm, nu știu, 50, 100, 500 de mii de euro, să trimitem dracu 50 de polițiști în America să devină negociatori în relația cu răpitori de ostatici și cu teroriști, și mai băgam 200 de mii de euro să învățăm pe polițiștii români să deschidă o ușă de bloc. Aici nu sunt ironic. Eu am un prieten la trupele speciale și l-am sunat zilele astea și l-am întrebat, zic, bă, pe voi vă învață, există o procedură, un exercițiu, un ceva acolo, cum se deschid uși de bloc când na, vreți să intrați cu forța? Și a zis, bă, nu, avem niște scule, a vorbit cu niște colegi polonezi care spun că în Polonia sunt vreo 10 feluri de uși, de încuietori și de balamale, și polițiștii de la trupele speciale sunt instruiți cum demontezi o ușă cu balama încastrată, cum demontezi o ușă cu două zăvoare, adică la noi nu se face nici asta, nimic. Adică ce s-a întâmplat la Onești era normal să se întâmple, la ce pregătire de căcat fac polițiștii români. Dar trec peste, mă întorc la buget. Bă, dacă nici acum, după un an pandemic, nu reușim să facem un buget atipic și suntem tot în zona aia cretină de confort, că dacă vreți, suspiciunile mele s-au alimentat azi când l-am văzut pe Câțu, chiar în timp ce eram eu la Digi Studio, spunând că am stabilit sumele bugetate pentru ministere, urmează să vedem proiectele. Păi cum am stabilit, mă, sumele fără proiecte? Adică sunteți oligofreni? Crezi că la Vodafone, când face bugetul pe 2021, ăla nu cere să vadă câte antene punem, câte iPhone-uri dăm gratis, câți angajați avem, câte magazine? Bă, deci cum să faci un buget fără să știi pe ce îl cheltuiești? Doar ați luat din purcăul ăla de bani și l-ați pus pe grămăjoare, senin, așa? Păi ăsta-i buget, mă? Bă, pe bune, adică atât ne duce căpățâna să facem niște mormane de bani într-o cameră, să le împărțim? Whatever, a fost îngrozitor să văd încă o dată că pe parlamentari români nu interesează nici oamenii care i-au trimis acolo, nici interesul național, nu au nici viziune peste un frizer, nici unul din ei, și că mai sunt și impotento-sarcastici și bătuți în cap și misogini și foarte prost educați. Deci, bugetul ăsta al României ne arată doar că avem o țară guvernată de mocofani pur sânge. Mocofania de căcat, pe care niciunul din noi nu era angajat decât să le sape grădina. Să ne sape grădina. Mă rog, uite-mă. Fuck it. Bugetul lupește prezidentul.